Bună ziua! Ne aflăm la cea de-a 18-a ediție a Târgului Anticarilor, organizat de Primăria Sectorului 2 aici în Parcul Obor. Ce ne puteți spune despre obiectele expuse de dumneavoastră și nu numai? În primul rând îi mulțumim domnului primar Unțeanu pentru că ne-a, cum să vă spun, redat să putem face acest târg al anticarilor, care venim cu o mulțime de lucruri din secolul 17, 18, 19, lucruri deosebite care nu le poți vede în București sau în altă parte, dacă nu te expun într-un târg adițional. Și aici avem obiecte de mobilier, care sunt foarte vechi, uitați această oglindă care este foarte veche, icoane, tablouri, lampadare din Murano, ce să vă spun, veselă, avem cloazoneuri, avem serviciu de masă rozontal, foarte, foarte multe lucruri deosebite, care chiar dacă nu le vindem, noi suntem așa de mulțumiți că putem să le spunem și privitorii și oamenii de rând care nu au unde să vadă asemenea lucruri, să se bucure că pot să vadă așa ceva, care rar se văd, că n-ai unde să îi spui dacă nu se fac târgurile de antichități. Și noi mulțumim foarte mult domnului primar că ne-a facilitat această oportune ca să putem să venim aici cu lucruri. Și cred că data viitoare vom veni cu lucruri mult mai bune pe care nu le-am avut, le avem, dar nu le-am expus până în momentul de nu ați avut unde să le expunem. Unde? Și este foarte greu de ambalat, de adus, se strică pe drum, le ambalat și așa mai departe. Uitați, avem acolo un vas persan, foarte vechi, un vas care este un vas de muzeu, bineînțeles că nu-l poți vede oriunde. Dar aici, care cunosc valoarea, că aici vin și foarte multă, foarte mulți oameni care cunosc. Bine, vin și oameni de rând, dar vin și oameni care cunoscători de artă adevărată. Și ca să îi spui un asemenea vas, care este vas de muzeu, și tu să-l spui, dar îl spunem ca lumea să-și plătească ochii și să vadă că există. Cei care nu au posibilitatea. Sigur că da. Și că există în țara noastră asemenea lucruri frumoase. Sunt adevărate valori. Da, valori. Și e păcat cel puțin numai să le vadă și să spele ochii și să simtă mulțumiți că au văzut așa ceva. Da, să treacă un pic în da. Timpul. Văd și noi... O păpușă, din ce an este? Este o păpușă din secolul 16, acolo este o prințesă care nu se mai găsește, este foarte, dar noi am păstrat-o și am adus-o, nu s-o vindem. Să-și plătească! De asta vreau să vă întreb, dumneavoastră v-ați atașat sufletește de aceste obiecte? Și eu dacă îi aduc aici, îi aduc ca la grădiniță, ca să-i vadă lumea. Nu ca să mă despart de ei, că e greu să te despart de un cap. Asta vreau să vă întreb, ce simțiți în momentul în care aveți un cumpărător și... Simt ceva că se rupe ceva din sufletul meu. Eu am fost colecționar, sunt colecționar, însă soarta m-a adus așa ca să mai vând din colecție, că au fost niște probleme de familie, a murit soțul, mă rog. Este probleme mai tragice. Și atunci am venit și am spus, domnule, nu vreau să le vând, că am din ce să trăiesc, dar măcar să vadă lumea. Măcar, da, deci toți vizitatorii să aibă posibilitatea să vadă obiecte rare și foarte frumoase, lucrate foarte bine, cu altă tehnologie. Din care ei n-au unde, pentru că nici muzeele noastre nu le mai au și nu le mai expun, foarte rar. Chiar foarte rar. La mine a venit muzeul de artă ca să colecționez acel vas persan și nu pot, că este copilul meu de suflet, cum să-l dau? Am înțeles, o să admirăm și noi expoziția dumneavoastră. Noi rugăm ca toată lumea, astea două zile care mai sunt, nu vrem să cumpere, că care își cunoaște bugetul, dar să vină să cunoască un lucru de artă adevărat,
și să se bucure, să-și bucure ochiul și sufletul pentru ceea ce vede. Pentru că târgul se va încheia și nu știu. Și e păcat, nici nu știu ce pierd. Să știți că nici nu știu ce pierd. Noi îi rugăm să vină să viziteze. Nu știu câți vor cumpăra și ce vor cumpăra, dar să vină să vadă. Pentru că este exact cum ai merge la un spectacol bun și vezi o piesă de calitate și nu e păcat dacă mergi fără să plătești nimic. Mai ales că intrarea este liberă, deci oricine poate veni, cu ocazia aceasta face și o plimbare în superbul parc Obor. Și este o toamnă minunată, este un timp extraordinar și decât să stai în casă și să te uiți pe geam, coboară, dragă, și vină la târg. Corect, deci să ascultăm mesajul doamnei, coboară, veniți aici la Târgul Anticarilor, pentru că nu știți ce pierdeți. Nu știu ce pierd, pentru că aici sunt lucruri deosebite. Este ceva care și pe mine, eu am fost colecționar și vă spun sincer, am văzut lucruri deosebite, care nu mi le-am permis să mi le cumpăr și nu-l voi primi, dar faptul că le-am văzut mi-a încântat și mi-a bucurat sufletul. Și de asta spun din tot sufletul, să vină toată lumea, intrarea este liberă. Domnul Onțeanu a făcut un gest extraordinar și atunci de ce să stai în casă? De ce să nu vii și să vizitezi? Pentru că aici ai de văzut mobilier, tablouri, icoane, lampadarul, absolut tot. Sunt obiecte pe care eu nu le-am văzut niciodată și am întrebat la ce foloseau. Atât da. De vechi sunt și... Da, că sunt din secolul 16, 17, 19 și noi nu avem de unde să-i cunoaștem. Corect. Da. N-avem de unde să le cunoaștem, da. N-avem de unde să da. Le știm și atunci avem posibilitatea. Dar ne documentăm pentru noi, pentru cultura noastră. Da. Nu e păcat să nu... Profităm. Ți s-a oferă pe tavă și tu nu vrei să te uiți. Mi se pare ceva... Da, asta spun. Veniți, oameni buni, că nimeni nu vă silește să cumpărați nimic. Dar veniți să vedeți. Ceea ce n-ați văzut, poate sunt oameni care n-au văzut în viața lor ceea ce să-i spun aici. Și atunci nu-i păcat să nu vină și să vadă. E mare păcat. Da, mulțumim frumos. Toate bune. Toate bune.